ceva, măi. De ce umblu ziua în sat și stau rezema de gard din zor și până seara, măi? Oare știe cineva? Vinovată-i dragostea! Cineva, măi, de ce mă trezesc din pat nedormit și nemâncat și nu dorm deloc noaptea, măi? Oare știe cineva? Vai, vai de inima ta! Lai, lai, la și trai, lai, la. Oare știe cineva, măi? De ce mă împleticesc la cosit când mă pornesc de uit acasă coasa, măi? Oare știe cineva? Vinovată-i mândruța! Cineva, măi, de ce vleagă nu mai am și mă ceartă orice neam? Oare când te-ai însura, măi? Oare știe cineva? Bat-o foc cu dragostea! Lai, lai, la și trai, lai, la. Cineva, măi, că și popa m-a certat la biserica din sat. Oare când te-ai sătura, măi? Oare știe cineva? De iubit nu mă lăsa! Că și popa m-a certat la biserica din sat. Zic că lumea tot ce-o vrea, mie îmi place dragostea. Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni! Vă salută din platoul Apolonia TV Constantin Bahrin. Începem o nouă emisiune și trebuie să recunosc că nu știu cum să mă adresez invitatei mele, doamnă domnișoară, domnișoara nemțeancă, domnișoara vrânceancă sau domnișoara bucureșteancă. Până la urmă, eu zic că mai bine ar fi binevenit doamna Iulia Zavate în studio Apolonia TV și cred că nu greșesc dacă îți spun moldoveancă. Nemțeancă, absolut. Moldoveancă, absolut, pentru că absolut. Tu dorești cu tot din adinsul să știe lumea că ești din Moldova. Absolut, absolut. Moldova m-a reprezentat întotdeauna și cred că se și cunoaște în stilul meu muzical accentul și stilul moldovenesc. Deci. Ei, încântat, dar îmi vorbim mai puțin. Dar hai să descifrăm această enigmă. Ești din Neamț, adică din Neamț, Roman. Din județul Neamț, localitatea Roman. Chiar Romașcancă? Da, da, da. Romașcancă. Și? Așa ne-a dus viața, așa a fost să fie, soțul meu fiind în armată, ne-am tot plimbat un pic prin România, am ajuns și prin Ardeal o vreme. Deci ați locuit și în Ardeal? Da. Soțul tău este moldovean? E tot romașcan, de fapt, e vecin cu mine. Deci voi v-ați cunoscut în timpul școlii? Aproape. Da, 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 în liceu. Sau, mă rog, în la liceu, cinema sau la... În liceu ne-am cunoscut, apoi am pierdut legătura o vreme, după aia am reluat, eu l-am căutat. Tu l-ai căutat? Înseamnă că dragostea e mare. Da, da. A fost și va fi. Da, să sperăm că și din partea lui. Și din dragostea voastră s-au născut doi copii? Doi copii, da. Băiețel, fetiță, sunt împlinită. Câți ani? 7 ani și 5 ani. Frumos. Eu n-aș fi zis că tu ai mai mult de 23, 24, 25, hai. Dar sunteți părinți tineri oricum. Probabil că gena e bună din familie. Da, Iulia, hai să trecem la lucrurile un pic mai interesante, adică nu că n-ar fi interesante și astea, dar legat de latura ta artistică. Cântă cineva la tine în casă? Da. Cine? Tata. Toată viața lui a cântat. Păi eu văd aici un cântec. Eu Vilică. Da, Vilică. Vilică e subiectul.
El este cel care mi-a lăsat această moștenire, să-i zic. Talentul muzical. Vilica, așa îl cheamă? Îl cheamă Wilhelm, de fapt, cu V. Williams? Nu, era pe vremea aia când s-a născut el, în calendar era Wilhelm. Și bunica s-a gândit așa. Dumnezeu să odihnească. Și domnul Wilhelm este muzicant, nu? A cântat toată viața lui. Acum s-a mai oprit, că a mai îmbătrânit. Și vocal sau instrumental? Vocal, a cântat și la chitară în tinerețe, apoi a renunțat. N-a mai simțit nevoie așa de tare. Au deci apărut orgile și... Nu sare departe da, de trânghi, dar ești singurul copil al domnului Wilhelm. Așa, cum se împleticește limba. Dar pe mama cum o cheamă? Angela. Un nume mai românesc. Nume romașcan. Da. Deci două surori. Două surori. Și ea e talentată, dacă asta vroiați să mă întrebați. Da. În schimb, nu cântă, nu a preferat să nu meargă pe latura asta artistică. Mai mare ca tine? Mai mare. Mai mare un pic. Așa. Și atât. Ea, doar eu cânt. Și ea e talentată, dar nu a preferat să nu se implice în, în viața asta viața artistică. Muzicală, da, să zicem. Dar tu, când ai dorit acest lucru, tu ai știut ce te așteaptă? Descoper lucruri noi pe parcurs, să zicem așa, dar tot îmi place. Pentru tot că viața asta la televizor arată frumos. Da. Dar știi povestea cu vopsit gardul și într-un leopardul? Deci, am început să descoper câte un pic și de colo și de colo, dar nu cu părere de rău, ci ca și provocări, să zicem așa. Eu te-am cunoscut pe tine într-o împrejurare foarte interesantă. Trebuie să recunosc că multe persoane sunt date să le văd, să se intersecteze cu mine, dar la tine m-a oprit ceva pe loc să te observ mai bine, timbru vocal. Ai un timbru vocal foarte interesant. Mulțumesc. Și e ceva altfel decât se obișnuiește în Moldova. Probabil ar fi și o combinație de faptul că tu cânți prin Vrancea, cânți melodii vrâncenești? Da. Nu neapărat. Eu cânt, bine să-i spunem așa, cânt din toate zonele Moldovei. Nu chiar m-am oprit numai la zona Romanului sau... eu cânt la nunți. Evident, la nunți cânți... Pentru că acolo ți-ai făcut bănuțul pentru a te promova în cariera ta. Toată lumea trebuie să știe asta. Cânt în Focșani, Vrancea, zona Vrancei, dar cânt cam de peste tot și de la Iași și de la Botoșani. Ca la nuntă, și... la nuntă cânt orice. Exact. Dar la televizor, la radio, repertoriul tău. Exact. Păi, aș vrea să ne cânți, ce zici? Cu drag. Să ne cânți pentru că lumea este curioasă. Tu ești mai nou apărut așa în pleiada artiștilor de muzică populară din Moldova, aș putea să spun. Lumea încă este confuză că nu știe de unde să te ia, că ești nemțeancă, că ești vrânceancă, nici într-un caz bucureșteancă, doar locuiești acolo. Nu. Dar că ai fi de la Vrancea sau că ai fi din Neamț, oricum reprezinți Moldova și nu oricum, faci parte din tânără generație, ești nou așa în periplul cântecului popular și lumea e interesată să te audă cântând. Punem un cântec, uite, chiar Bade mă vorbește satul. Acum nu știu dacă pleacă de la subiectul nostru cu Bade al tău, care o știi de pe vremea liceului. Nu chiar. Nu știu dacă voi ați stat pe la sat, dacă ați avut bunici sau nu pe la sat. Am avut bunici, amândoi avem bunici la sat și da, avem origini din zonele de la sat, dar oricum este ceva specific satului. Că știi tu cum, la sat toată lumea vorbește despre orice. Da, și, despre și orice. La orașe, cam la și fel. La orașe. Da. Dragi prieteni, să o vizionăm și să o ascultăm pe Iulia Zavate. Este în premieră aici la Polonia TV și aș putea să spun că și într-un fel de premieră pe plan artistic în zona noastră a Iașului. Să ne bucurăm de acest cântec. Vorbește satul, am tai dri dira, era tai rati la un capăt la altul, ram tai dri dira. Că smugur în boboșit, ram tai dri dira, era tai rașul stăcut.
la vecine, eram tai de ridira. Eu iubesc că am peșine, eram tai de ridira. Era tai, era tot în șu de la vecine, eram tai de ridira. Păi lasă să cât cât ce-ar vre. Păi tot ești drag, băi, ce vre. Când mă prind cu badea-n joc, eram tai de ridira. Era tai, era mă îmbujoresc prin loc, eram tai de ridira. Cât e frumos ca soarele, măi, eram tai de ridira. Era tai, era și mândru ca muntele, eram tai de ridira. Vecinile se ghiontesc, eram tai de ridira. Era tai, era și cu șudă ni privesc, eram tai de ridira. Vecinile se ghiontesc, eram tai de ridira. Era tai, era și cu șudă ni privesc, eram tai de ridira. Cât din roman la vacă! Păi nu-i plăteu ca badea meu! În primul rând vreau să-ți fac un compliment. Ai reușit să faci videoclipuri frumoase. Mulțumesc. Sunt convins că și celelalte materiale sunt la fel de frumoase. Și de ce sunt foarte mândru când spun treaba asta? Pentru că mi-aduc aminte că pe undeva am pus și o pilă la realizarea acestor materiale. Pilă pentru care vă mulțumesc frumos din suflet, că nu aș fi reușit să colaborez cu o echipă așa, așa de bună. Să ne intersectăm. Așa a fost să fie. Eu nu știu în ce ziua de azi, nu știu cum ai aflat tu, că eu organizez campanii de filmări, videoclipuri. Pot să vă spun că nu-i secret. Cine? Prietenul emisiunii dumneavoastră, cu siguranță vă sună cunoscut, Alin Stoica. El mi-a spus Alin, despre... El a pășit cu șatării picioarele pe aici prin studio, pentru că după el ai venit și tu. Da, pe Alin îl cunosc de mai multă vreme. Eu nici măcar nu știam și ar trebui să dezvăluim această enigmă, că voi cântați împreună. Da, da. Suntem colegi de scenă, de trupă, la nunți. Și de scenă și la nunți. Cum mai se numește mult, trupa voastră? Simbol. Simbol din Focșani, cu Y. Și aveți succes? Sper că da. Adică eu, na, nu știu. Lumea ne preferă. Da, da, bine, să-i zicem da. N-am verificat, dar eu cred că da. Zicem că da, da. Așa, de când vă cunosc mai bine, m-am uitat un pic pe internet și, într-adevăr, e plăcut ceea ce faceți voi. Mulțumim din suflet. Alin este ca argintul viu. Pe cât e de micuț, așa, pe tot e de înfipt la evenimente. Tu ești ca o lady toată grațioasă, acolo, da, te-am mulțumim. Văzut. Nu. Deci îmi place, ce-mi place, îmi place. Și pentru asta, trebuie, v-am făcut prietenii mei. Prietenii mei, la latura artistică, populară, ca să zic așa. Pentru că fiecare, în particular, ne ocupăm de ceea ce ne place și ceea ce trebuie făcut să ne câștigăm o bucată de pâine. Dar, desigur, foarte mulți bani investim și în latura asta artistică. Desigur. Și știi asta și probabil ești pregătită. Da, fără investiție nu... Foarte multă lume crede că noi câștigăm înainte foarte mulți bani. Și foarte multă lume se înșeală, într-un fel. Pentru că e câștigul pe departe, dar... Poate până mai acolo mult de jumătate reinvestești, că nimeni nu-ți dă nimic. Nimic în societatea noastră nu există foruri care ar putea să ajute artiștii. Eu am auzit că prin alte părți faci parte dintr-o fundație, dintr-un sindicat, dintr-un grup, dintr-un... Și mai ești cumva ajutat, mai ești stimulat, da, mai ești... Dacă nu ai banul, mori talentul în buzunar.
Asta e. Deci, viața, noroc de noi că am ales și această cale de a cânta la evenimente. Un bănuț de aici, un bănuț dincolo și am putut investi în partea cealaltă. Doar așa. Că noi, dacă stăm bine și noi, suntem niște artiști săraci. Să știți că așa e. Niște artiști săraci. Să știți că așa e. Da, dar ne numim artiști și probabil pentru această titulatură noi suntem fericiți că pentru simplu fapt că facem ceea ce ne place. Da. Un om investește mult pentru pasiunea lui în ziua de astăzi. Cu siguranță. Și mă sigur asta faci și tu. Desigur, desigur. Te-ai apucat târziu, relativ așa târziu, de a merge pe această cale? Păi, tatăl meu chiar a insistat și mi-a interzis cumva să cânt pe la nunți până să-mi termin și o școală. Vorba aia, am terminat și o facultate și... Am înțeles bine că ai făcut la Iași? La Iași. Da? Nu prea am ieșit din Tudor, e adevărat. Eu am făcut facultatea de chimie industrială. Nu m-a prea ajutat pe plan profesional. Pot să spun că din punctul ăsta de vedere m-am ratat. În schimb, într-un fel mă bucur că dacă aș fi fost cine știe ce inginer printr-o fabrică... Unde se sparge probetele. Exact. Probabil că nu aș fi, reușit să, da, să mă dezvolt pe latura asta a muzicii și... Și atunci e bine cum s-au nimerit și s-au așezat lucrurile în viața mea. Despre tata vă spuneam că el este cel care a pus piciorul în prag și a spus, deși el e o fire mai calmă și mai lasă-mă să te las așa. Dar la, are la tatăl tău? Născut în 58? Of. Nu știu, că vreo 50, aproape spre 60. Da, da. Mi-ar place, așa cum îmi povestești despre el, mi-ar fi plăcut să-l știu. Păi, probabil că o să aveți ocazia în curând. Nu. O să am ocazia să mă văd probabil când voi avea vreun concert pe la Roman. Chiar să-i spun, când va vedea, să vină să ne salutăm. Să dea Domnul să fie de curând. Dar vă spun că e în plan o melodie cu tatăl meu. În duet? În duet și atunci frumos. Să sperăm că o să fie cât de repede. Frumos. Păi se vede că îți iubești tatăl. Da, cu siguranță. Pentru că acest cântec, eu sunt fata lui. El m-a inspirat. Vilică. El și are și un text foarte simpatic. Textul e scris de mine, să știți. Serios? Și da. Mă mândresc cu asta. A fost prima melodie pe care am scris-o și care mi-a și ieșit, pe care am reușit să o scot, să zicem, până la capăt. Așa, eu am mai scris texte, dar n-au ieșit toate. Dar această vocație de a scrie o aveai sau ți-ai descoperit-o? Am dobândit-o, să zicem, da? Așa. De nevoie? Știți, eu chiar am încercat, am vorbit cu un textier, cu altul, am încercat să scot o piesă, eu sunt fata lui Vilică, făcută de către cineva, nimeni n-a nimerit-o. Deci, și am preferat să o fac, să fac varianta tale mea. Trăirile erau altele. Da. Pentru că atunci când scrii, tu altfel simți, tu știi, îți știi povestea. Exact, exact. Eu știam ce vreau să apară în acel cântecel și nu apărea de la nimeni. Dar e foarte frumos, chiar imediat o să-l vizioneze și telespectatori și o să vadă că avem dreptate. Chiar un cântec frumos, am auzit cu el la o filmare. Uh-huh. Și cum era acolo, vânzoleală, fiecare ciocnea, mânca, nu știu ce, mi s-a părut foarte interesant și deodată am fost atent și la text. Că de multe ori nu prea suntem atenți așa. Ca la suntem, filmare, ca la așa, filmare. Da. Mai suntem și obosiți, mai suntem și tracasați. Și mi-a plăcut. Mi-a plăcut și asta m-a determinat ca eu să te privesc cu alți ochi și astăzi să fii invitata mea. Pentru că tu ai nevoie de promovare. Desigur. Mai mult decât atât, tu ești hotărâtă să mergi pe calea cântecului popular. Absolut. Se vede asta. Asta îmi doresc, asta vreau să fac mai departe. Da, sunt hotărâtă. Și ai nevoie de orice fel de promovare. Desigur. Mai ales dacă, cum să spun, dacă tu ai să-ți cânti cântecul popular de acasă, din zona Neamțului, o să fie foarte ok. De ce? Pentru că zona Neamțului încă este foarte slab reprezentată din punctul ăsta de vedere. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, pentru că zona Neamțului este o zonă de coz de rai. Aceste videoclipuri pe care noi le-am făcut în Borca, tot județul Neamț, este un coz de rai. Ori Neamțul este o zonă binecuvântată de Dumnezeu prin frumuseți, prin oameni speciali.
Dar la capitolul ăsta, artiști de muzică culmea populară, sunt slab. Foarte mulți talentați, lume talentată, sunt mulți. Ce s-a întâmplat? Ei nu au posibilitatea de promovare? Nu știu. Gândește-te că facem o comparație cu zona Suceavei, unde și acolo. La fel, Dumnezeu le-a pus mâna în cap oamenilor care locuiesc acolo, cât e de frumos acolo, dar acolo cântăreți... O mai fi și efectul de turmă, să zicem așa. Da, probabil. Dacă aici sunt puțini și ăia ți mai secret, modele, așa mai... Acolo sunt 20 de cântăreți pe metru pătrat. Nu mai știi pe care să asculți. Da. Că nici inflația asta o fie constructivă, dar nu chiar sănătoasă, pentru că acolo cântă de acum oricine. Când e vorba de o filmare, știi cum te înconjoară așa în lume, peste lume, copii, mari, mici, bătrâni, cânt, toată lumea cânt. Acum, na, nu facem noi neapărat o analiză la ce și cum, dar uneori e păcat că sunt zone cu profunde aspecte tradiționale pe care ar trebui respectate. Eu văd și că de, tu, da, nu știu, ori prin ajutorul tatălui tău, ori tu le păstrezi, deci sper că reușesc. Sper că reușesc, eu chiar îmi doresc să păstrez zona mea etnofolclorică, să zic așa. Sper că reușesc. Hai să vedem care e treaba cu cântecul. Eu sunt fata lui Vilică. Hai să urmărim. Voi cânta toată viața, cum o cânta și tata. Voi cânta și eu ca tata, până viața mi-o fi gata, mă. Frunte, eu de tată, ai o fată, dar tot cântă lumea largă. Ui, și-am să cânt, tată, la lume, tu să fii mândru de mine. Ia ca cine-ți poartă cântul, fetița de fa și mândru. Eu-ți-s fata și-i mai mică, dar îți seamănă vilică. Eu te tată, ai o fată și trei flăcăi la o lată, mă! Atunci când lumea s-adună, cum a cântat tatăl meu, cânt așa lumișuie. Te uiți cu mult drag la mine și vezi cum îți seamănție. Dacă strigi la lumea toată, bucuroasă-ți că am fată. Dragii mei, este fata lui Vilică, într-adevăr. Deci un cântec foarte frumos. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Tatăl tău s-a bucurat probabil când ți-ai desigur, ieșit. Desigur. Reacțiile din partea lui au fost la superlativ, așa cum nu te aștepți de la un om calm. A, el fiind un om calm, deci acum s-a manifestat într-un mod foarte neașteptat. Da. Vii acasă cu copiii să-l vadă nepoții? Da, cât pot de des. Dar nu ne povesti nimic despre mama ta?
mama mă susține la fel de mult, dar încă n-am scris o piesă despre ea și atunci. Da, cum? În general, da, dar să știi că mamele cu asta, fetele cu tații și băie... Ei, păi, părinții noștri și... au avut două fete, deci trebuia una mai una, tare așa, cu mama și una. Una cu mama și una cu tata. Da, deci cei drept sori mei cu... Mai tătoasă așa, da. Da, da. Da. Asta nu e rău. Nu e rău. Până la urmă sunteți copiii lor și bănuiesc că au investit și ei cât au putut pentru a vă vedea la locul lor. Nu ți-e greu să stai în București și să faci naveta neamț? A, știți cum? Adică poate Roma. Că dacă aș fi ales așa mai la rece, aș fi preferat, sau nu, mai la cald, mai la suflet, dar aș prefera să stau cu părinții acasă, că vezi, te mai ajută, că vezi, mai stă cu copilul. Părinții la casă sau la bloc? La bloc. Eu stau la casă, Roman. În schimb, ce fel de familie ar fi fost soțul meu la București și eu la Roman? Nu ar fi fost logic, nu. Da. Logica spune că familia trebuie să fie unită și... Și București mi se pare un oraș foarte greu. După ce am închis ușa, sunt eu cu familia mai mult... De câți ani stai în București? Păi sunt patru. 4 ani. Și în ce oraș de la mine stat? În Bistrița, Năsăud. Oh, dar Bistrița e frumos. Da, cu un orașel cochet, da. Îmi place la Bistrița, un oraș liniștit. Acum nu mai știu cum au fi, dar pe vremea când l-am văzut eu, da. Sau cel puțin din punctul nu meu de vedere... Nu se compară cu traficul din Iași normal, sau cu cel din... Normal. Dar, da, da. Și pe când un album? Album. Pentru că vă menționam mai devreme de Alin Stoica, cu el va fi, împreună cu el va fi un album care va fi finalizat, sperăm, în toamnă, septembrie-octombrie, și atunci sper să ne vedem tot aici în cadrul emisiunii noastre. Ce să înțeleg? Veți face un album cu piese în duet? Vor fi, sau aveți va fi un spațiu? Album structurat, da, cu 5 duete și câte 5 piese individuale. Am înțeles. Și vom... Așa, veți puncta... Atinge, așa, vom puncta câte... Da, prin și... toate, cum să zic, prin... Domeniile muzicale. Da, da. Deci 5 piese solo tu, 5 piese solo Alin Stoica și 5 duete. Exact. Ca să fie un album de 15 așa piese. Așa ne-am dorit, și așa ce orchestră? Dacă nu sunt curios? Da, nu e... E... Noi am ales să facem... Să alegem... Doar vioara, nu, doar vioara și trompeta ca și instrumente naturale. Restul vor fi instrumente electronice. Electronice, exact. Dar piesele astea pe care tu le-ai făcut, astea sunt înregistrate cu orchestre. De fapt, eu sunt fata lui Vilică și Bade mă vorbește satul. Să știți că sunt orchestrate de același care ne lucrează albumul, se numește Mugurel Chiper Ionuț și îl salut și mulțumesc pe această cale. Dacă au ieșit frumoase și bune primele două, sperăm că nu o să dezamăgim nici cu următoarele, nici cu albumul. Da, două dintre celelalte două, Frunză Verde, Verde Frunzișoară și Mi-s dragi horele pe luncă, sunt făcute cu orchestră, sunt făcute cu rapsozii Moldovei din Chișinău. Îl salut pe această cale pe Vitalie Dorin. Pe Vitalie Dorin. Îi mulțumesc din suflet pentru colaborare și pentru ajutor. Da, ce-i drept e o diferență, dar pentru că acea colaborare din primele două melodii a fost una foarte bună, ne-am dorit să continuăm și mai departe, formă. Sub această formă, exact. Probabil ca să nu fie foarte mare diferență între piesele albumului. Exact, exact. Am înțeles. Da, că am văzut că și Alin, când s-a prezentat în emisiune la mine, a venit cu ceva noutăți. El a lucrat și el, dacă nu mă înșel, tot cu Vitalie Dorin. Nu. Sau cu Busuioc Moldovenesc. Da. Da, așa. Da, din câte știu, da. Da, la voi acolo, bine, el este implicat în lumea artistică a Focșanului, dar bănuiesc cu tot mai mult tangențial pe acolo. Eu acolo cânt la anunț. Și după aia fugi acasă. Și apoi, da, deci închid ușa după mine. Nu prea ai timp să vezi mare lucru ce se întâmplă acolo. Nu, nu prea reușesc, pentru că... De ce te întreb asta? Pentru la... că Focșaniu are nevoie, ca și neamțul, și Vrancea are nevoie de artiști. Culmea, mi-am pus întrebarea de foarte multe ori. Vrancea este
o zonă cu, cum să spun, o adevărată ladă de zestre, ceea ce este acolo. Interpreții care sunt din zonă s-au bucurat de niște izvoare de neimaginat, de frumoase, de autentice, de valoroase. Dar unde sunt cântăreți? Eu am încercat să găsesc un băiat să cânte din zona Vrancei și nu am găsit, în afară de Alin, care este la început de drum, care încă rătăcește, care încă și el are nevoie de susținere și de îndrumare. Da. Așa e. Zona Vrancei, deci, este altceva. Cântecul de Vrancei este altceva. Da. Dar, decât, cum să spun, rău cu rău, dar mai rău fără de rău. Dar unde sunt băieții de acolo? Fete, și chiar fete, nu știu. Mai sunt pe la ansamblu ăla, Țara Vrancei. Câțiva tineri acolo, da. Care nu prea îi văd, nu prea îi aud, nu prea îi găsesc pe nicăieri. Nu știi ce se întâmplă. Sau, mă rog, nu cred că ești tu persoana, fiindcă nu stai dat tangențial acolo, exact. Nu prea vezi ce se întâmplă în zona aia. Eu stau și mă gândesc că cel care va pune osul la treabă din acea zonă, că e fată, că e băiat, ar să fie tânăr să... interpret, ar putea să revoluționeze zona. Să pună osul la treabă, să se facă remarcat. Deci toți realizatorii din țară caută cântăreți de zonă. Așa cum era cândva, dacă ți amintești, zona Dobrogei, care nu există, dai cu pușca după un cântăreț. Între timp a mai apărut și au ajuns foarte bine. Acei cântăreți care au plecat de acolo au ajuns foarte bine. Probabil cineva i-a îndrumat, băi, apucă-te și tu și cântă muzică populară de aia autentică, că e nevoie. În același lucru se poate spune despre noi aici, în partea asta, Botoșani, Iași, Suceava. Inflație, tată, aici... Când mai pleacă unul prin străinătate, se bucură dușmanii. Da. Să mai cântăm? Vreau să mă mai laud cu ceva înainte, dacă ia nu mă deranjează. Ia să vedem. Hai să facem altfel. Cântăm și după aceea te lauzi. Bine. Da? Bine. Așa dragi facem. Prieteni, să o lăsăm să-și adune cuvintele de laudă, ca să iasă cât mai bine. Lauda de sine. Nu miroase bine, dar lasă că eu știu că tu ai să ne spui ceva frumos. Că aici noi discutăm lucruri frumoase despre noi. Pentru asta te-am invitat să spui lucruri despre tine, să te știe lumea și ca om și ca artist. Frunză verde, verde, frunzișoară. Da? Vizionăm și după aia ascultăm laudele. Poftiți! Frunză verde, verde, frunzășoară, trage arăcușul tare bibioară. Dar nici eu nu mă las la cântic dau glas și pe cu batea cum vrea inima. Și la joc, uite așa, oi mă întreg cu soacră mea, măi, hop, așa. De când îți nor, nor în casă, norocul-i zilnic noi la masă. Am de tătișesc cu voi bună, cu bărbat și doi copii de mână. Tău când era frumos mai juca, ca așa măsura tot primul în sar. Dar nici eu nu mă las la cântic dau glas și petrec cu badea cum vrea inima. Zila neam, zila Bacău, și prieteni la oaltă. Este-ai joc moldovinesc și plași, și ne vei aici cu noi să șoași. Flăcău el când era frumos mai juca, ca așa măsura tot primul în sar. Dar nici eu nu mă las la cântic dau glas
începe cu badea, cum vrea inima. Hai să-l cați cu dreptul-n față, îi pare să-l tăreață. Așa mă! Dragă-n este lumea-n hora mare, îmbrăcat în strai de sărbătoare. De la tineri și bătrân te joacă, după scripcă și-o copză de toagă. Flăcău badea când era frumos mai juca, dar și-a mulsurat tot primul în sat. Dar nici eu nu mă las, la cântic dau glas, și petrec cu badea cum vrea inima. Că tale li la poale, să colbăiesc nu-i jale, pentru joc așa frumos întorc poale lipidos și nu las bărbat frumos. Frunză verde, verde frunzișoară, să auzim lauda iară. Ce ai să ne spui? Vreau să vă spun despre clipul colegului meu, Alin Stoica, în care am avut ocazia să joc eu cu ai mei copilași în rolul familiei îndurerate și mă mândresc foarte tare cu lucrul ăsta. Dar care din ele? Cum se numește videoclipul? Pe aici nu se trece. Cântecul ăla patriotic frumos. Imnul vrâncenilor. Cam așa a fost supranumit de către, nu știu ce ziar acolo, Monitorul, cred, sau... Eu am văzut materialul, dar nu mi-am dat seama că ești tu. Eu eram. Frumos. Și copiii mei. Și frumos, care, vreau să zic că m-au impresionat. Deci au fost cu minței. Foarte. Și chiar implicați. Și cum să stau? Și să dorm? Și să, ce să fac? Hai, serios. Dar ai zis că unul are 5 ani. Cum? Da. A fost la și ea foarte... Cum? Acolo, active. Prinsă în... Băiețelul sau fata? Fetița are 5 ani. Așa m-am înțeles. Da. Da, uite, am să urmăresc și eu videoclipul lui Alin când chiar am să ajung acasă. Chiar m-ai făcut foarte curios, pentru că am trecut așa, eu am trăit povestea în ansamblu, într-adevăr este un cântec foarte frumos și ar fi bine ca el să-l promoveze, chiar că este un imn. Și cum este inflația asta de cântece patriotice, tu ai observat un lucru, că dacă cineva intră în piața muzicală și dă lovitura cu ceva, toată lumea încearcă să facă. Deci, pe domeniul, eu am făcut melodia de la Iași la Chișinău. După aia a început toată lumea cu Prutul, cu Basarabia, cu Cuci prin pădurea Prutului, cu nu știu ce. Au făcut Laura Olteanu cântecul patriotic pe care îl are ea foarte frumos. Au început România, și alții, da, cu nu știu ce. Au început Palade Dorul Basarabe, iarăși toată lumea cu doruri și cu paradoruri și cu nu știu ce. Da, oricum, cred că ar fi fost... cred că vine un pic natural, pentru că e centenarul... Vine și natural, dar să-ți mai spun un lucru. Odată guști cu plăcere dintr-o mâncare, dintr-o ceva. Da, se va termina valul și atunci da, o să le cam ducem dorul, zic. Da, da. Ideea este că cine pune mâna prima dată pe o idee și o dezvoltă, ăla e norocos. Dar în orice caz, cântecul lui Alin, că aici vreau să ajung, este altceva. Este altceva. Sună diferit. Este unicat în zona Vrance, pentru că eu nu am mai auzit și plus de asta sunt niște locuri foarte... Cu, cum să spun, profunde acolo, cu o istorie profundă și chiar trebuiau subliniate. Și îl felicit pe treaba asta, eu chiar am să-l mai promovez cu acel material. Dar acum vorbim despre tine. Aceste cântece, e clar, le-am văzut, le-am auzit, toate sunt frumoase. Ce ai mai vrea să mai cuprinzi în paleta temelor din viitoarele tale cântece? Acum, știți cum, piața e largă și piața cere este multe. Cea, da, mă rog, piața cere, este, nu, cum să zicem, ce-ți cere piața, aia cânti, da. În schimb, mie îmi place foarte mult acest subiect al dragostei și mie îmi place să-l dezvolt pe ăsta foarte mult. Acum, dar tema dragostei nu o să piară niciodată. În general, cântecele de dragoste vor fi nemuritoare, mă gândesc eu. Și că e dragostea copii, de părinți, de copii. Da, da, da. De... Dar încă de despre copii ai? Încă nu, dar câteva versuri am schițat. Deci va fi în proiect. Nu pe viitorul apropiat, dar va fi. Despre copii? Ai spus că n-ai cântec despre mamă.
Asta încă, chiar nu. Era să zic cât e despre sat, dar romanul deja este oraș. Nu face nimic, facem despre satul părinților. Satul părinților tăi, da. Dar părinții tăi din ce sat sunt? În Buruienești. Unde este? Departe de oraș? Nu chiar, vreo 15 km, 12 km. De Roman. De Roman, da. Da. Tu ai făcut școala gimnazială acolo, în Roman? În Roman, da. În Roman, după care... Și liceul tot acolo. După care vin la Iași și la apoi facultate. La Iași la facultate. Și după aia drumurile tale prin țară. Da. Drumurile tale, ai făcut în conjurul țării. Am plecat astăzi... și prin America. Și în America, în excursie, sau? Am fost vreo 6 luni acolo. A fost tot, soțul m-a dus. Sună interesant, deci în 6 luni nu se mai cheamă turism, se cheamă de acum interes de soțul meu a făcut serviciu. Un curs acolo și a avut dreptul să mă ia și n-am vrut să ratăm ocazia că... Și în ce oraș a stat? Eu am stat în Tucson, în Phoenix și el a stat în Tucson. Astea pe unde sunt orașele astea? Arizona. Arizona? Arizona. Frumos. Nu ați fost, dar ceva nici nu aveați cum să rămâneți voi acolo. Păi nu, el era militar, doamne. Nu se punea probleme, clar. Că de obicei mai sunt alții care merg în interes de serviciu, în delegație și mai uită să-și ia bilet de întoarcere, dar la voi nu era trebuie. Da, dar te duci și ești un fugar acolo, nu mai ești, nu mai ai dreptul, nu mai ai... Am înțeles, Dacă uiți să-ți iei bilet. Acum s-au schimbat un pic vremurile, dacă vrei să vezi neapărat, te un bilet de avion, te-ai dus, ai vizitat, te-ai întors. Până la urmă, nu știu cum, ca în cântecul ăla, fie pâinea cât de rea, tot mai bun în țara mea, știi? Da, da. Pentru că aici, pe lângă, dacă duci lipsă pe de alte părți, aici ai sentimentul ăla de siguranță și sentimentul ăla că ești cu ai tăi, că îți vezi pe cei dragi când simți nevoia să o faci. Eu am un prieten care stă în Canada și vreau să spun că a zis că pleacă doar pe o vară și deja sunt 9 ani. Și n-a reușit decât o singură dată să vină să-și vadă mama. Una că mai s-a rămas cu inima ruptă, ca să meargă acolo, nu poate pentru că e bolnavă și nu suportă drumul, că am înțeles că nu știu câte ceasuri de mers cu avionul, ca să vină el nu poate că are și familia și plus de asta are și un serviciu care, tu vezi, fugi de la servici, am înțeles că mâine trebuie să fii la job. Deci, da. Și vorba aia, hai, București, ia și Iași, București și obositor, dar totuși reușești să ajungi, dar ce te faci din America? Cum să e vei? Greu, e greu. Și atunci lucrurile astea dor. Și la un moment dat rămâi cu o neîmplinire mare, mare, mare în suflet. Și te uiți la niște bani și te întrebi, oare ce am cumpărat-o cu banii ăștia? Că totuși sunt lucruri care nu se cumpără cu bani. Dar noi zicem că suntem altfel. Noi suntem artiști săraci și curați. Să și curați, și curați, da. Da. Și cu inima împăcată că suntem lângă ai noștri, fericită, acasă. Tu ai spus suntem... că ești fericită, indiferent de cât sigur. Câștigați, cum câștigați. Ne descurcăm acolo, nu-i că mare careva de foame. Dacă totuși nu stai să-ți dea statul un șomaj acolo amărât, nu mor de foame, numai să vrei. Da, în mod sigur tu n-ai să mor de foame pentru că tu ai o carieră frumoasă în față. Sper. Și așa cum mergi pe drumul pe care vrei să mergi, eu sunt convins că tu ai să reușești. Mulțumesc frumos, Doamne ajută. Iar din punctul meu de vedere, dacă tu ai să mergi pe calea care poți impresiona niște oameni care, eu știu, au mai multe cunoștințe, mai multe experiență, ca să zic. Așa, o să primești și un ajutor pe măsură. Adică mai pe de-a dreptul, eu am să încerc să te ajut atâta cât pot, sper, ca tu să fii observată, pentru că ai lucruri frumoase și se merită. Mulțumesc din tot sufletul meu. Un salut pentru telespectatori, pentru că emisiunea noastră este gata. Înainte să încheiem, vreau să vă menționez despre melodia Frunză verde, verde, frunzișoară. Da. Textul este scris de doamna Mariana Honceru, căreia îi mulțumesc din tot sufletul pentru că știu că este foarte, foarte aglomerată și foarte prinsă și totuși a făcut timp și mi-a făcut deci, și mie. Deci, până la urmă, doamna Mariana și-a pus amprenta și asupra ta pentru da. Că și-a pus amprenta pe foarte mulți pe artiști. Foarte mulți, da. Știu iar că melodia, e foarte ocupată și prinsă. Mi-i dragi oarele pe lungă? Textul meu. Textul tău. Textul mine, meu. Păi mâine să fii și textieră. Dacă mă descurc pentru mine, eu sunt mulțumit. Da, deocamdată ai tu de mult de lucru. Da. Până la un material nou pe care ți-l dorești din toată inima cât mai curând,
Îți doresc sănătate ție, familiei tale, succes în tot ceea ce faci, în carieră, să faci lucruri frumoase, să-ți dă Dumnezeu sănătate. Mulțumesc frumos și dumneavoastră la fel și de asemenea telespectatorilor dumneavoastră, toate cele bune și multe gânduri bune din partea mea. Îți mulțumesc mult pentru efortul făcut de a veni la noi la Iași. Probabil întâlnirea cu Iașu ți-a făcut plăcere. Reîntâlnirea cu Iașu. Reîntâlnirea. Ți-a făcut plăcere, da. Și reîntâlnirea cu telespectatorii. De fapt, nu, invers. Reîntâlnirea cu Iașu și întâlnirea cu telespectatorii de la Bolonia TV, pentru că ești prima dată, la fel să fie benefică. Drum bun, îți mulțumesc și toate bune în viața ta. Mulțumesc din tot sufletul, la fel și la dumneavoastră. Dragii mei, încheiem acest material, nu altfel decât prin cântec. Mis dragi, orele pe lungă, vă invităm la o oră frumoasă pe lunga de unde sunteți dumneavoastră. O bătută chiar. E o bătută? O bătută, moldovenească. Ce-o fi? Numai să jucați, să vă înveseliți. Vă iubesc, să ne vedem cu drag într-o altă ediție a emisiunii noastre. La revedere! Mi-e dragi orele pe lungă și aeram târâta. Când flăcăi în joc s-a vântă, hop, și era așa. Pe bătut e trop și trop, măi, și-airam târâta. Zici că-l luat, lua ca foc, măi, hop, și era așa. Hăi, hăi, faci și soc și stați departe. Gămeșa-i udă în spate, gămeșa-i udă în spate, hop, și era așa. Colbui colul sus în oră, flăcăi s-o prins ca-n zboră. Flăcăi s-o prins ca-n zboră, hop, și era așa. Colbui colul sus în oră, flăcăi s-o prins ca-n zbor. Hop, să, hop, să, să. Fetele ca florile, măi, șairam, tiri-tiri-da. Când învârtesc horile, măi, hop, și-ar așa. S-ar șuba din ochi-n cuță, șairam, tiri-tiri-da. Li bati vântul-n bertuță, hop, și-ar așa. Hăi, hăi, veseli mândruțele. Vin flăcăi după ieri, vin flăcăi după ieri, hop, și-ar așa. Așa frumos în doi, cum se joacă pe la noi, cum se joacă pe la noi, hop, și era așa. Joacă așa frumos în doi, cum se joacă pe la noi, zi mă! Ia ca babiliți deoparte și-ai ram tiri-tiri-da. Câliță ne junghi-un spate, hop, și era așa. Juca odată împreună și-ai ram tiri-tiri-da. Ca florile din cunună, hop, și era așa. Moșneji nu se lasă, junghiuriliță în acasă, junghiuriliță în acasă, hop, și era așa. Ușor el mai pe bătute, ca brăduței de pe munte, ca brăduței de pe munte, hop, și era așa. Ușor el mai pe bătute, ca brăduței de pe munte, zi mă! Și copiii în joc s-adună, și-ai ram, tiri-tiri-da. Și învață fereastră bună, hop, și era așa. Bucuroși strigă cu foc, și-ai ram, tiri-tiri-da. Lumea toată la un loc, hop, și era așa. Hăi, hăi, și bărbații și nepoți, mânând din mână ca frații, mânând din mână ca frații, hop, și era așa. Bărbați femei gospodari, dar scăl popășă primare, dar scăl popășă primare, hop, și era așa. Bărbați femei gospodari, păi dar scăl popășă primare.